Bine ați venit la Mobilissima Pro. Am în mână noile căști Logitech A50. E septembrie acum, e mijloc de septembrie. Ele vin în România prin decembrie, dar cumva am pus mâna pe ele. Față de alte căști, pe lângă faptul că au pernițe aici, dreapta și stânga, au și o perniță aici sus, pentru cap. De fapt, astea se le și pun. Puteți micșora sau mări dimensiunea lor cu acest cilindru metalic. Da, chiar e metal, e rece, mi-am dat seama. Bun, punem căștile așa. Ăsta este și microfonul care comunicați cu tovarășii în Counter-Strike 2. Încercați să nu mai înjurați pe aia care mor primii. Și apoi puteți juca și MOBA-uri și jocuri de strategie și o grămadă de alte titluri. Bun, v-am vorbit despre design. Sunt niște căști destul de ușoare pentru câte tehnologie au. Și cea mai importantă chestie e că vă puteți conecta simultan și la PlayStation și la Xbox. Sau la PC și la Xbox, sau la PC și la PlayStation. Lucru confirmat de stația lor de încărcare. Uite, dacă te uiți aici, ai conector special pentru Xbox, conector special pentru PlayStation, pentru PC și cel de alimentare. Și căștile pot fi puse în această stație, așa, ca să se încarce, la modul ăsta. Bun, alte lucruri despre căștile astea. Am întrebat cât e autonomia, n-au știut să-mi zică, eu am speculat 18 ore, dar mi-au zis mult, mult mai mult de atât. Așa că mă gândesc 30 de ore, vom afla din specificațiile oficiale. Sunt căști care izolează zgomotul atunci când comunici cu echipierii. La o adică cred că poți să faci și streaming cu ele. La asta poți folosi acest microfon. Ca butoane avem aici o rotiță pentru volum. Apoi deasupra asta avem butonul de Bluetooth. Unul pentru, cred că, comutarea conexiunii între console și PC sau între console. Și mai avem și butonul de power. Iar din nou, cu cilindrii ăștia le poți schimba dimensiunea pentru capete mai mici sau mai mari. Și când ai terminat, poți să rabatezi foarte frumos casca în sus și ai terminat. Asta este perechea de căști Logitech A50. Cineva îi spunea Athena, asta ar fi porecla. Se găsește și pe negru, mie îmi place mai mult varianta neagră decât cea albă. Ca de obicei, motivul este, cea albă poate tinde să se murdărească pe măsură ce trece timpul. Și dacă aveți birou din ăla de gaming cu suport în care puneți căștile așa, e tendință mare să se pună praful pe el dacă plecați în vacanță o săptămână. Doar un exemplu. Sunt multe produse aici la Logitech, se numește evenimentul ăsta Logitech LogiPlay Days. Ține vreo 2 săptămâni și au adus și mouse, tastaturi și altele. Și vă mai arătăm multe. La revedere!